am găsit la prof online pe exerciții de matematică. Salutare, salutare! Să-i pregătam. Așa încep eu cu salutare, cu un ton propriu. Și într-o exprimare care îi aparțin. Salutare, salutare! Așa este. Mario, ți-am dat așa o temă, nu știu ce să faci tu acolo. Dacă ți-ai făcut temă, știi de oameni. Te rog, cu care începe? Cu vase. Cu vasele. Te rog. Trei garoafe. Deci avem un buchet mare de garoafe, da, și un număr de vase. Da. Nu știm nici câte garoafe sunt, nici câte vase. Da. Și atunci? Da. Punem câte două. Așa ai spus, câte două sau câte trei? Dacă punem câte trei, deci spunem așa, dacă punem câte trei garoafe, se întâmplă ce? Rămân? Rămân 8 garoafe. Deci dacă punem câte trei, rămân 8 garoafe. Rămân 8 garoafe care nu sunt depuse, depuse în vase. Adică mă rămân 8 garoafe libere. Dacă punem câte 7 garoafe. Dacă punem câte 7 garoafe. Rămân 4 vase libere. Rămân 4 vase libere. Foarte tare, domnule. Hai să înțeleg și eu. Deci dacă punem câte trei, rămân 8 garoafe. Oare? 8 garoafe nepuse în vase, nu mai avem vase. S-au terminat toate vasele și 8 rămân pe afară. Da. Dacă punem acum câte 7 garoafe, înseamnă că în fiecare vasă vor fi mai multe, vor fi 7. Da. Pentru că noi mai completau cele 3 încă 4. Da. Și atunci ne rămân câte vaze libere? 4 vaze. 4 vaze libere. Cum noi suntem obișnuiți, să începem discuția noastră cu, cu cerculețe, așa, da? Da. Deci cerculeț, cerculeț, cerculeț. La vază, nu știu câte apar, n-am înțeles. Puncte, puncte. Oricum, am să le pun pe ultimul 4. El 4 vor rămâne libere. Da? Și dacă pun câte 3, dacă pun câte 3, 3 aici, 3 aici, punem cifra ca să simbolizăm. Mai greu, când am niște linguțe acolo, la 3, 3, 3. Și tot 3 în continuare. Și completăm toate vasele, inclusiv prin puncte, puncte de aici. Da? Rămân afară. Cine rămân? 8 garoafe. 8 garoafe rămân nepuse în vase, că nu mai am vase. Dacă acum mai adaug la fiecare vasă de 4, deci 4 puncte de sus. 4. Și s-a făcut de cât total? 7. 3 puse puse. 4 mai puse eu. Iată situația asta. Deci 4. 4. Așa. Iată-ne că aici, asta din fața ei, asta din fața aia de a 3 și mi-a pus 4. Și astea 4 rămân. Astea 4, da? Astea rămân acum libere. Bine ar fi fost să mai fac eu o dată de zero, că e mai instructiv așa. Deci a doua situație va fi așa. Iată, dacă cele 3 care erau puse cu, iată, aici, 3. Și cele 4 sunt libere. Dar
vezi 400 de lei. Fiindcă am pus încărmatul la fiecare. Și la asta, în fața lor, și a arătat. Întrebare, David, Mario. Cum judecăm aici? Celea 8 caroate le punem la 8 vaze. De ce la 8? Nu punem câte una? La 2. Asta e! Le punem un 4 și un 4. Astea sunt cele 8 garoate. Da? Da. Cele 8? Garoate. Și ăstea toate care au fost aici, toate care au fost, câte au fost? Le-au rămas libere. 3, 6, 9, 12. Cele 12 le facem în 3, în 4, în 4 și 4. Adică câți de 4 trebuie să fie? 3. Deci 4, 4, 4, 3 de 4. Un 4 aici. La asta, un 4 aici. Și 4 aici. Dar n-am completat cu cele 12. 12. Garoafe. Deci faptul că peste o dată ai pus peste 8, 4, 4. Și cele 12 care erau în ultimele 4 vase, care înseamnă total 12, fiindcă au rămas goale, numai pentru că ai pus 4 vase. Și atunci, câți de 4? 12, 4, 4, 4, 12. Mai sunt vase pe aici? Nu. Nu! Tare de tot, nu mai sunt vase. Pentru că în clipa asta ai echipaj de câte garoafe în fiecare masă? 7. 7. 7. Și 7. Și 7. Câte garoafe sunt? Acum câte garoafe sunt? 35. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. 35 de garoafe, corect. Și câte vase? Sunt 9 vase. Adică sunt aici, cât ai spus? 4. 5. 5 aici, nu? 2, 4, 5. Și cu 4, cine îți poți să 4 goale și cu ăsta la tine? 9, da? Adică am cu 4, 4, 8 și cu o bază, 9. Deci, ai zis 4 și cu 4 fac 8 și cu una aici, 9. Răspuns corect la întrebarea ta, răspuns corect la problema pe care ai formulat-o, este următorul. Câte garoafe? 35 garoafe. Și, respectiv? 9 vase. Să le spunem prietenilor noștri că judecata ta este excepțională, da. Și anume, tu te spui, au rămas astea nepuse? Hai să le pun. Câte mai trebuie pentru a ajunge la 7 de la 3? 4. Și câte echipaje de 4 pot face? 2. Ar fi fost corect să spun că au rămas 9 garoafe libere? Nu. Nu. Că nu pot face 2 echipaje. Deci nu pot să spun că au rămas 9 garoafe. Trebuie să numărăm 4, 8, 12, 16, 12. Asta e. Asta, ca să fac echipaje de 4. Deci, în mod clar, că punem câte 4, dacă dădeam 9, era o prostie. Da. Dacă dădeam 10, a fost bine? Nu. Dacă dădeam 11? Nu. Numai 12 urma următorul. 13 putea să dau? Nu. Până unde? Care era următorul? 16. 16 sau 20. Foarte tare. Deci eu, când am făcut problema, a trebuit să mă gândesc de la 3 până la 7. Câte garoafe? Care e diferența între 3 și 7? De 4. Și atunci eu trebuia să dau aici 4, 4, 4, echipaje de 4, cum vedeți, spus tu. Ori dau 4, ori dau 8, ori dau 12, ori dau 16, 20, da? Până la 100. Până când stabilim eu, dar ne-am părat din 4 în 4. Să nu cumva să fac prostia. Până la 100. Nici, nu era bun 100, nu? Nu, pentru că
Oare 100 sunt 4 împărțite? Putem face din 4. Foarte tare chestia. Putem mai împins acum într-o problemă. Dacă 100 din garoafe ar fi fost o treabă deșteaptă, oare de-al de 4 de 100? Nu așteptează. Te aștept, mă. Până la 54 plus 4 plus 4 și vedem 50, dacă îmi dă 54 plus 54, nu de. Hai să vedem de 4 4 până la... Nu puteai să-l desprezi. La 40, mai sunt 40 sau mai părți la 4? 40 dacă se împarte la 4. Patrul cât se facă? 40 merge. Merge. De câte ori merge? De 10? De 10 ori. 10 ori. Deci, la 40 facem o 10. La încă 40... Mai punem un 10. Iar un 10 de echipaje, nu? Da. Și ai ajuns la 80. 40 și 40. Fii atent că e treabă deșteaptă. Deci, pentru 40, câte 4 înseamnă 10 de echipaje. Nu merge? 120. Hai să vedem. La încă 40, faci cât? 80. Iar 10. Adică iau 80 de garoafe, da? Da. Și cât ar mai rămâne până la 100? 20. 20. Ia să vedem 20, o să poate? 4, 4. Da. Se poate. Cât te face? 100. Deci o face 100, dar câte echipaje de câte 4 facem aici? Aici facem... Cinci! Dar tu ești 4 plus 4. Așa, 1, 2, 3, ai numărat câți de 4. Dar fii, atenție, o faci foarte bine în mintea ta. Tu nu scrii pe care ți-a spus prietenilor noștri, da? Tu faci totul? Înainte. Sigur că da. Adică puteai spui 4 ori cât fac? 20. 4 ori cât? 4 ori 5. Și vedeai 5 deodată. Da? Câte ani fac 5 ori 5, 25? 5 ori 4 fac 20, mai înapoi, da? Da. Foarte tare, foarte tare. Deci, dragilor, iată cum se exersă. El m-a provocat. Și s-a pus problema dacă am fi dat 100 de garoafe, ar fi fost treabă deșteaptă. Pentru că am văzut noi, nu-i prea, nu-i chiar simplă când specificăm câte garoafe sunt rămase. Nu dăm numai la întâmplare. Ce dăm un număr deștept. Exact cât e diferența dintre 7 și 3. Între 7 și 3, diferența cât a fost aici? De 4. Și atunci ne dădeam 4, 8, 12. Și până unde ai zis tu? Până la 100. Și întrebarea a apărut imediat. Dacă ar fi spus 100 de garoafe, rămân libere. Puteam să facem 2 ori 50. Sigur că da. Dar la 50 nu merge exact numărul. Că la 50, la 40 am mers foarte bine. Deci noi ne-am fost și prea chiar, mă. Am zis că 40 fac 40. Și am zis că la 40 sunt 10 echipe de câte 4. La acela 40 încă 10 echipe. La 20 încă 5. Câte echipe de 4 sunt într-o cap aici? De 4? Da. 2. Păi 20 aici, 20 aici. 20 și? 25. 25. Merge exact. Asta a fost problema. Dar 25 nu merge. Deci 20, dacă dădeam 25, a fost greșeală. Dar dacă dăm 100, treaba e deșteaptă. Da. Bun. 21. Vreau să te întreb. Da. Dacă aș fi zis 99 de garoafe, a fost bun? Nu. Dacă aș fi zis 98? Nu. 97? 97, nu. Dar 96? Nu. A mers la 100? La 100 a mers, nu bine? La 100. Da? Dar acum a dat înapoi cât? Pe 99, 98, 97 și a mers la 96. E bun. Că a mers cu 4 înapoi. Deci e bun asta. Putem să facem 100 minus 4, 96. Păi sigur că da, deodată. 100, unii am mers. Și 99.
Și 92, foarte tare. Și 88. Și 88, foarte tare. Și 86. Și 80? Nu, 82. 82, 88. 84. 84. Și 80. Și 80. Sigur că merge la 80. E 10 și 10. Foarte bine. Deci vezi? Și 20. Și 20 mergea foarte bine. Dar, dragilor, vedeți? De aici frumusețea matematicii și dialogul meu cu Mario. Mai e bună? Și dialogul bine. 3. Yes. Cum e acela? 71 de camere. Câte bile? 13 bile. Ah. 5 camere. 13 bile. Și compoziția este cu 5 camere. Și 8 camere. Și 8 camere. Asta. Sunt bile și cu 5 și 8. Și? Facem bine memoare. Numărul 1 și numărul 1. Așa. Și am dat 73 de camere. Și numărul minim cât este? 65, că nu l-am spus. Numărul minim înseamnă 13 ori 5. 13 ori 5 ori 5. Sau 5 ori. 13 ori 5. Adică cu 5 ori 13. Nu 13 plus 3. Unde pe 13, deci egal cu 5. Înmulțit cu, în loc din 13, din 10 plus 3. 5 ori 10, 50. 3 ori 5, 15. Este egal cu 65. Aici și foarte tare, foarte bine. Numărul maxim, numărul maxim de camere este? Este? 13 ori 8, da? Da. Sau care mai este înscris? 8 ori 13, de fapt același, da? Care face ea cu 8 ori? 8 ori 10 plus 3. 10 plus 3. Care vă duce spre rezultatul? 103. 80 plus de 3 ori câte 8, 20, 80, da? Plus 24 și face 104. Corect. Și tu ai grijă să decadrezi cu numărul de camere cuprins între 65 și 70 și 104. Ce număr de camere ai dat? 75. Ai dat 75 de camere. Deci, când ai format problema, te-ai gândit la 75 de camere. Uite aici, cum problema ta, 75 de camere. Dragule, nu rămâne decât să fac 13 bile, să fac ușor de treabă. Cu cerculețe. Cu cerculețe, sigur că da, fac 13 cerculețe care sunt 10 bile. Una, două, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le pun mai multe de aici. 75 din 5 se apropie mai mult. De 5. De 65. Și atunci ai pus mai întâi câte 5 la fiecare. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5 și 5 și 5. Ai consumat 65 de camere, nu? Dar nu, problemă, ne cere 75. Noi avem 75, așa că de 75 este scăzut pe... 65. Da. 65, consumați noaptea, nu? Da. Și cât face? 5 minus 5, 0. Da. 7 minus 6, 1. 10 camere. 10 camere. 10 camere. 10 camere în vis. Și ce cum ai gândit mai departe? Că tu trebuie să completezi până la atât. Dar nu merge. Nu merge, mă. Păi, extraordinar, nu merge. De ce? Că te trebuie să mai pui câte cât ca să fac bote? 3. 3. 3. Și ne dă 9. Aaa. Deci nu 75. 72. 73. 73? Ați fost bine 73 sau? Ia mai gândește tu. 73. Păi 73, să vedem cât e rău.
Nu, 78. 78 punem? Da. 78 și atunci cât ar veni? 5 din 8. Nu, 5 din 8. 8 din 5. 8 din 5, da. Sau 5 din 8 tot așa e. 5 din 8, 8 din 8 scăzi 5. Scăzi 5, că 5 cel mai bine poți să scăzi. Deci îi face 3, nu? 3. Și aici 1. Și aici 1. Ia suntem bătuni de 3, 3, 3, 1. Merge 87. 77. 77? 77 și cum ar veni? 12. 12 face aici. Deci cu 77 ești foarte tare. Fac 12. Și 12 pot pune acum? Da. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Iată, iată că am completat. Câte bine sunt cu răspunsul? Câte sunt cu 8? Câte sunt cu 8? După modificarea făcută? Uite, le-am și încadrat aici. Era 71. Tu ai dat 71. 75. Mi-a spus 71 de camere. 71 ai dat tu? Da. Și de ce nu ne-am luat în așa? Ia să vedem. 71 minus 65. Cât face? 5 din 11. Ne dă 6. Aaa! 71 merge! V-ați spus 75. Asta e. Eu am pus, am greșit acolo 75, dar mi-a uitat-o greșit, am zis, cred eu. M-am uitat la cel de camere, m-am uitat aici și erau 2 cu 8. Am înțeles. Mai da, tu greșit. Ori am înțeles eu greșit. Unul din noi a greșit. Deci 71 e. Tu n-ai greșit sub. Am spus 71. Păi de 71. Am greșit. Mă poți păzui? Da. Mă poți... Da? Da. Deci nu mă sancționez doar. Da. Deci greșeala mea, că am înțeles prost. Da. Că tot cu 71 da. Am mers. Da. Alt număr care mergea la camere. 74. 74? Ai adăugat 3. 74, 77. 77. Da. 4 plus 7. Așa, 70. 70. 80. Da, deci 77, 80 și 84. Da, poți face foarte multe probleme. Da, ai făcut. Mai timp și mă gândesc să fac și ceva nou. Da. Știi, totdeauna noi nu repetăm numai chestiunea ce ai spus. Rămâi foarte tare, foarte bine înțeles, mai ales asta. Mai avem un pic să insistăm la, la ceea ce înseamnă... Da, facem mâine două. Deci cum? Două. Deci acele două le faci mâine. Dar mai compui tu încă două. Nu. Nu, mă, pentru mâine, mă. Da? La cele care le-a avut tu făcute, mai zic cu încă două. Da? Compusem cât de bine, dar numărul la bine, da? Da. Și m-ar interesa una singură la vază și flori. Ok. Da? Una singură la vază și flori. Cu compoziția care vrei tu. Dar acum să trecem și mai avem timp. Mai avem timp, cât de ceasul? Și 28. Și 20. Și 29. 29? Mai aveți. Și de lori. Da, am trecut timp. Da, ce să spun? Faptul că facem așa probleme de astea interesante, face ca noi să nu simțim că trece timpul. Pur și simplu ne simțim deodată în starea asta de bine că... Da, să vedem repede. Tema am dat-o, facem sinteză, da? Da. Sinteza ce se înseamnă? Sinteza orei înseamnă Mario stăpâni. Așa. Deci probleme. Probleme. Prin metoda false ipoteze. Da. Ipoteze.
Tu te-ai făcut-o cu 5 cu 8, nu? Da. Metoda falsă ipoteză, iar aici compuse, compuse de Mario. Și de fapt, 3 probleme, 4, 3, 3, 3, da? 3 probleme. 3 probleme. Nu mai una am numărit-o. Am și descoperit foarte tare. Două mai rămân încă și două le mai faci. Două le-am făcut și două am rămas. Două rămân să le faci. Apoi am mai făcut probleme în aceea cu vaze și cu vaze. Și cu flori, da? Da. Se încadrează tot în falsă ipoteză. Dacă am pune câte atâta, am rămâne așa. Dacă punem câte atâta, deci tot metoda falsă ipoteze și cea de-a doua probleme. Ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați like, share, să vă abonați la Provo Online. La revedere! Neapărat și mai anunță și prietenii. Cum am zis noi? Să anunțe prietenii unii cu alții. Uite, este la Provo Online, este Mario, care face lecții foarte frumoase, cum pune probleme. Și hai să te cunoască încă o dată. Nu? El este Mario. El este cel care face așa o surpriză plăcută. Da? Da. Și ai numai reușite. Da. Atunci când îmi greșesc ceva, mă sancționez dur. Da. Bine, așa se face. La revedere, așa.